Bravo, Meister. No. Nu cred că au fost atâtea emoții în platoul acesta vreodată. Eu cred că este cel mai frumos și cel mai tare moment al tău. Vreau să spun că este unul dintre cele mai reușite momente pe care le-am văzut la Bravo iSteel până acum. Astăzi am văzut un moment extraordinar. Felicitări, draga mea, nu m-ai dezamăgit nici măcar o secundă. Nu pot, în momentele astea ți-e foarte greu să-ți găsești cuvintele. Fii puternică, mami! Ce vrei să-i spui lui mami? Că iubesc. Indiferent ce s-ar întâmpla, pentru mine rămâi o fată extraordinar de talentată. Consider că ai cea mai bună ținută din această seară. Deci mă voi gândi în această seară, înainte să scriu nota pe tăbliță, la ce ați făcut fiecare dintre voi pe parcursul unui sezon All Stars. Marisa, deja ai plecat acasă. Vă salut, fetelor! Nu te opri, singure te ridici. Când nu, nu știi decât să fii tu și să știi. Și orice ar fi, ai rele tot ce poți. Ai atât tot ce ești, să-mi pară tot. Bravo, ai stil când te-ntorci pe stilero. Dai cu parfum de atracție manera. Toți te admire, talentul perfect. Cortina, nu înainte însă de a-și desemna câștigătoarea. Este seara voastră, este noaptea voastră, este lupta voastră. Voi aveți în mână puterea de a decide. Voi sunteți singurii care le puteți oferi concurentelor tot sprijinul de care ele au nevoie. Este momentul să alegeți, este momentul să decideți și este momentul să rămâneți alături de noi până la final. Vă promit un spectacol de neuitat, vă promit multe clipe de emoție, de suspans și de tensiune pe care vreau să le petrecem împreună, pentru că împreună am început și împreună vom rămâne până la capăt. Bine ați venit la marea finală! Bravo iSteel All Stars! Începe spectacolul! Să-i salut pe cei alături de care am trăit clipe magice, cei de la care am avut de învățat în fiecare zi câte ceva, cei patru magnifici, cei patru fantastici, cei patru care într-adevăr au scris istorie la Bravo iSteel All Stars, jurații emisiunii Raluca Bădulescu, Iulia Albu, Moris Munteanu și Cătălin Botezatu. Bună seara, dragilor! Bună seara! Ce faceți? Cum sunteți? Seara noastră divină! Emoționați! Foarte emoționați! V-am simțit și la intrare, v-am simțit și acum. Important este că ne-am făcut treaba până acum extrem de bine. Am adus în fața celor de acasă patru concurente, patru luptătoare spectaculoase care vor străluci cu siguranță și în această seară, având în vedere că este marea finală.
4 dintre cele mai puternice, iubite, votate concurente din istoria show-ului Bravo Ai Stil. Aplauze pentru finaliste Alina, Iuliana, Marisa și Silvia. Bun găsit, fetelor! Bună, Ilinca! Bună, Ilinca! Aolo, atât de emoționate sunteți? Bună, foarte. Ilinca! Bună. V-am văzut și în spatele porților, v-am văzut și în culise. Nu pot decât să vă urez mult noroc pentru tot ceea ce urmează să se întâmple în această seară. Cea mai bună, cu siguranță, va câștiga. În egală măsură, toată atenția mea se îndreaptă către brigada sexy. Cei care ne-au făcut, galele frumoase, cei care ne-au transmis din energia lor molipsitoare în fiecare gală de sâmbătă. Bun găsit, dragilor, Bogdan, doar noi astăzi. Celălalt picior. Dragă, e mai echilibru așa. Bine, hai. Doar doi, știi cum, din cei păi patru. V-ați pierdut echilibru. Cei patru sfinți erau trei. Luca și Matei. Ăștia suntem. Mă bucur să vă revăd, mă bucur că sunteți alături de noi. Știu că poate vă simțiți un pic stingere astăzi, dar stați liniștiți și liniștite și liniștiți. Alex Velea este alături de noi și are un mesaj pentru această seară magică ce ne așteaptă. Haideți să-l vedem. Salutare tuturor, știu că deja îmi duceți lipsa, mai ales Victor și Bogdan, băieți, vă pup, vă pupă frățiuer vostru. Iată că a sosit seara cea mare, momentul mult așteptat, marea finală, Bravo Ai Stil All Stars. Așa că baftă multă, fetelor, fie ca cea mai bună să câștige. Celor din juriu vreau să le spun că fiecare gală alături de ea a fost o reală plăcere. Vă pup, vă apreciez și de-abia aștept să ne revedem. Yeah! Fetelor, eu cred că deja ați remarcat ce se află în dreapta mea, în fața juraților. Vorbim despre coroana care va sta la finalul acestei seri pe fruntea câștigătoarei. Acelei concurente care își va adjudeca titlul de cea mai stilată femeie din România și va pleca acasă cu un cec de 100.000 de lei. Cei care se află chiar acolo, la fostele voastre colege. Bun găsit, vă spun și vouă, fetelor. Doamne, trei generații de concurente au trecut prin mâinile juraților și prin fața ochilor voștri. Mama Marisa este alături de noi, v-am văzut, doamnă, bine ați venit. Emoții mari? Sigur. Cele mai mari, mă gândesc. Exact. Ați mai trecut odată prin această experiență. Așa este. Dar mulțumesc. Acum e și mai și. În general, viața este ca o carte. Acolo unele persoane sunt pentru o pagină, altele sunt pentru un capitol, iar altele sunt pentru întreaga istorie sau pentru a scrie istorie. Personajul principal, exact. Seară, da. Toți cei din Marisa Team, așa cum au făcut și în sezonul 2, să poată într-adevăr să scrie istorie. Mulțumesc. Așa vă doresc, Doamne ajută, cea mai bună va câștiga cu siguranță. Bună seara, doamnă! Am avut ocazia să vă cunoaștem de ieri, de atunci când am văzut materialul cu dumneavoastră și Silvia în emisiune. Bună mă bucur seara. Tare mult că sunteți alături de noi, doamna Antilina. Vă mulțumesc și așteptam această zi de foarte, foarte mulți ani. Ia auziți! Ce voi ai să apară în televizor? În primul rând, mulțumesc celui care a avut ideea pentru acest concurs, pentru că așa fiica așa mea, să Silvia, ca și mine. A putut să-și etaleze toate calitățile. Mulțumesc tuturor celor care au avut răbdarea și încrederea și au susținut-o, pentru că ea este Silvia și nu se apleacă mai mult decât este cazul. Ce vrei să-i spui lui mami? Că iubesc. Hai, mă. Bună seara, doamnă, iarăși emoționată. Bună seara tuturor. Bună seara. Și mă bucur să vă revăd. Sunt emoționată ca de fiecare dată când este vorba de copilul meu. Nu e așa că s-a maturizat Iuliana și a devenit mult mai puternică? De fapt, asta e tot ce contează până la urmă. Da, s-a maturizat, dar a și suferit foarte mult. Ia uite cine a ajuns în platou cu puține minute întârziere, dar bine că a ajuns. Bună seara! Bună seara, Emiliana! Îmi pare tare rău că am întârziat. Voiam să vă spun că sunteți cei mai tari. Sunteți cei mai tari și o să fie cea mai tare gală. Pe cine susțin? Sunteți curioși? Evident. Pe Iuliana o susțin. Aș vrea ca în minutele următoare să ne bucurăm, să ne descrețim puțin frunțile, pentru că e clar, tensiunea e în aer, o poți tăia cu un cuțit extrem de mare. Avem emoții care se ridică la cote maxime în această mare finală și e și normal să fie așa. Așa că mi-aș dori să vedem un material ce cuprinde unele dintre cele mai amuzante momente care au avut loc pe parcursul competiției Bravo Ai Stil All Stars. Atenție, începe distracția. Cu ochii pe noi. This is Bravo! Hello,
Hello? Ne aude cineva? Și asta? Hello! Otilia, ce-ai făcut? Styling! Styling! Analiaci! Da, abiaci! Ceva n-am nemai văzut! Pe... Hai, Silvia! Cu fața asta nu prea am credibilitate! La luță, luță, baia mea! Aolo, Iuliano, ce față ai! Uite-te la tine, ce față ai, ce față ai, ce față ai! Ce geații, n-ai văzut dansuri de-astea ca pe la Mangalia? Au, să nu te de ochi! 3, 2, 1, start! Aaaa! Se uită oameni la noi, Iuliano! Concentrațion. Și mă prește din râsul ăsta, că tot timpul râs, 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 dar la ce râs mai că atâta? Pă bune acum, de ce râs de atâta? Lăsați Parisul și mergeți la Arsenie în boc. Poți avea curuniile legate, fetiță. Ua, ua, ua. Mama, mama. Aulă, ce urâțică ești. Hey, 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 uite-ne, hey, am ajuns la club în sfârșit. Mama, atenție! Din toate pozițiile, bravo, ai stil. Din mare, the mic! Mai gladiolo, așa de sus, mai gladiolo. Nu faci pe mine. Victor, aprins! Aproape, aproape, aie, aie, aie! Alt pas de dans. Ăla e, ăla e. Ține balansul, Victor, foarte bine. Săptămâna viitoare nu mai vin, că am făcut hernie de compact disc. De vreo, e invers, da. Cântă-mi, Cătăline. Victor Nero, în ginocchio da te. În ochii mei? Perché, nu, dragă, m-am întors în genunchi la tine. În genunchi la mine. Perché ați baliat-o cu un te. Iam așa, iam așa, vino și mănâncă-mi rochia. Nu vreau tort. Distracție și soare, m-am îndrăgostit, lulea, am aflat ce-i dragostea. Salopeta mi-ar plăcea, ghetele la fel. No, 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 no. S-a terminat? Unu, doi, nu, trei, nu. Patru, și? Lăsa spada! Cinci! Oh, ia uite-o! Ia uite-o, ia uite-o! Moris! Ăla te-a scos pe ruca, băi, nene, pe drumul! Ăla e! Ești doi, stai! Ăla e! Ăla e! Bună! Bună! Votați unu. Și cu unu? Votați 11. Deci, după cum bine ați putut observa în emisiunea asta, totul a fost magie. Mi-a plăcut la nebunie să revăd aceste momente. Sper că și vouă, datorită vouă, le-am trăit și le-am avut în această competiție și le-am putut prezenta celor de acasă. Este momentul să le spunem din nou celor de acasă și juraților și băieților și tuturor celor prezenți în platou, care este conceptul pe care l-ați avut de pregătit pentru marea finală, pentru că am păstrat suspansul până în acest moment. Este un concept în premieră la Bravo I Still All Stars, este un concept care le va face să strălucească pe fete în totalitate. Iar conceptul se numește Haute Couture! Strălucesc și acum, vor străluci în continuare, iar voi nu aveți de făcut decât să le votați. SMS la 1230 cu numele Silvia. Preferatei voastre. Silvia, Silvia, Silvia. 1,19 euro cent TVA inclus. De asemenea, tariful de votare va fi aplicat în mod automat. Vă doresc spor la votat. Fiți alături de ele, susțineți-le și da, declar deschis spectacolul serii în marea finală. Bravo, I Still All Stars!
Începem cu prima concurentă, pentru care timpul a trecut extrem de repede și fiecare clip a fost trăită la intensitate maximă. Nici eu nu-mi dau seama cum au trecut 6 luni de competiție, dar îmi se ia. Tot ce e important este că a ajuns până în marea finală, iar acum vrea să câștige Alina. N-am voce, mi-am pierdut glasul. Doamne, și la ce gură mare am eu în general, n-am ce mai fac peste. Doamne, aștept. Asta-i. Mâinile voastre și mâna lui. Și mergem mai departe. Lasă-mă. Bravo! Mulțumesc, Larry! Bine ai venit în marea finală, Alina! Mă bucur tare mult să te văd! Le mulțumesc lui Aris, îi mulțumesc și colegului tău! Deschideți porțile, vă rog, pentru invitații noștri! Aș vrea să vorbesc cu Andreea! Cu Andreea, cea care a fost colega ta încă din primul sezon și care a fost alături de noi și în Bravo Estil All Stars. Însă dacă te uiți acum așa la fete, o vezi atât pe Silvia cât și pe Alina, două dintre fostele tale colege, ajunse până în marea finală Bravo Estil All Stars. Așa e, și în același timp îmi amintesc de momentul în care eu mă aflam acolo în față și trăiam emoțiile finalei. Însă de data aceasta mă bucur să fiu tot alături de ele, să le susțin, le apreciez și nu doar pe cele care mi-au fost colege în primul sezon, ci și pe celelalte două. Dar nu ți-ai fi dorit să fii aici, Andreea? Cu siguranță mi-aș fi dorit, bineînțeles, pentru că aceste momente și această gală All Stars e ceva, un vis pentru oricare fată și mai ales pentru mine, pentru că am fost în acest sezon. Un pas în față, te rog, ca să poți fi admirată și privită de către ei. Nu cred că au fost atâtea emoții în platoul acesta vreodată, la vreuna dintre emisiuni. O simți și tu, nu? O simți și eu, ai simțit-o și chiar și tu la începutul emisiunii. O, da. Te rog frumos să nu mai ai niciun fel de emoție, pentru că arăți foarte bine. Vă să mulțumesc. Marcăm frumos momentul, mulțumesc băieți! Două like-uri din partea lor, cu siguranță te va susține această energie până vei ajunge în fața juraților și până ne vom da seama dacă ținuta și momentul, într-adevăr, sunt demne de notă maximă în fața lor, te rog. Mulțumesc, Ilinca, pentru ultima dată. Mulțumesc și eu, Alina. Apariția ta este una spectaculoasă din toate punctele de vedere, începând cu machiajul perfect, coafura și terminând cu rochia care da
arată a o rochie tip haute couture. Am început bine și m-am convins că meriți să fii aici, Alina. Bravo, ai stil. Alina, fata perfectă îmbrăcată în rochia perfectă. Măi arăți statuar. Alina, felicitări, draga mea. Nu m-ai dezamăgit nici măcar o secundă. Aș fi avut așteptări la un număr puțin mai spectaculos. Dragă, dar la felul în care arăți, poți să faci ce vrei tu. Ce vrei tu? Mi-ai cucerit inima definitiv. Bravo, bravo. Alina, dragă, sunt de acord cu colegii mei, o apariție impecabilă în seara asta. Voi ține cont în această seară notarea mea de performanța voastră de-a lungul pe parcursul acestui show. Deci mă voi gândi în această seară, înainte să scriu nota pe tăbliță, la ce ați făcut fiecare dintre voi pe parcursul unui sezon All Stars. De altfel, la partida în seara aceasta este princiară. Felicitări! Nu este o notă exclusiv pentru seara aceasta. Este o notă pentru ce au făcut ele până acum. Porți o rochie frumoasă, tu ești superbă. Moment nu ai avut. Eu înțeleg că sunteți foarte emoționate toate, dar nu pot să nu sancționez faptul că suntem în finală și eu, sincer, aș fi crezut că voi vedea mai mult. Cumva apreciez faptul că este în aceeași nota elegantă, puțin plată, puțin plictisitoare, dar apreciez că o văd pe Alina. Pentru ultima dată, în Bravo I Still All Stars, cer notele juraților pentru Alina. Cinci! Alina, draga mea, ești senzațională într-o rochie superbă. Momentul n-a fost ceea ce trebuie. Felicitări pentru întregul tău parcurs. 4. Felicitări, Alina. Mulțumesc, Maris. Mulțumesc, frumos, Iulie. 4 din partea Iuliei. I-a reușit Iulie asta să fie imprevizibilă. Te felicit. Super. Mie, în momentul Alinei, nu mi s-a părut mai deloc spectaculos. Nici ținuta nu mi s-a părut spectaculoasă de finala Bravo I Still All Stars. Dar cine sunt eu să jude? Te felicit, Alina, îți mulțumesc tare mult! Nu ezitați să vă susțineți preferata, nu ezitați să o votați trimițând SMS la 1230 cu numele concurentei pe care vreți să o vedeți, câștigătoarea sezonului Bravo I Still All Stars. Mergem mai departe și o urmărim pe cea de-a doua concurentă care vine astăzi la defilare, o concurentă care s-a transformat pentru că am avut parte de transformări pe parcursul acestei competiții. Au spus-o concurentele, a spus-o și ea. Vine în această seară să-și strige bucuria și de asemenea să-și revendice titlul suprem. Marisa! Cele mai mari emoții din viața mea. Deci, de până la 21 de ani n-am mai avut emoții mai mari decât am acum. Marisa, atins să vin ce mai tard, da? Da! Da! Fiți cu mine, fiți alături de mine și rugați-vă pentru mine, am mare nevoie. Momente cu un impact
emoțional de săvârșit. Momente unice trăim împreună cu toții la marea finală. Haideți cu dragilor, mine. Dragilor, vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de noi și alături de Marisa. Pe tine am să te invit, draga mea, aici lângă mine, pentru a putea sta de vorbă pe îndelete. Hop, ușor, ușor. Porțile se deschid pentru voi, dragilor. Vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. Cu mic, cu mare, Marisa Tim. Ce faci, Marisa? Cum ești? Sper că mai bine decât în oricare altă gală, Ilinca. Hai să ascultăm părerea băieților, pentru că da, sunt curioasă dacă le place ținuta, dacă i-a impresionat momentul. Marisa, momentul tău mi-a plăcut, ai umplut iarăși scena. Mie mi se pare că arăți bine, foarte bine, arăți superb. Aș fi îmbrăcat acești copii în alb complet. Mi-a plăcut foarte mult numărul și ca o descriere succintă a lui, ceea ce ai făcut în seara asta se cheamă șantaj emoțional. Șantaj emoțional? Ei mă șantajează cu foarte multă iubire. Și uite. Dai mă că trebuia să o șantajăm și noi pe ea, tu ce faci? Lasă-ne mă că și așa au niște emoții. Ai stricat momentul, gata. E clar că emoțiile sunt la cote maxime, e clar că Marisa luptă în continuare pentru titlul suprem, la fel cum fac toate cele patru finaliste. Acum e momentul jurizării pentru ultima dată, Marisa, în fața juraților. Bună seara! Bună, Marisa! Por cea mai nepotrivită lenjerie pentru această rochie. În rest, rămâi concurenta cu cel mai mare succes în online de la Bravo iStyle. Te felicit încă o dată pentru acest lucru. Mi-a plăcut momentul pe care l-ai făcut. Îmi place ceea ce porți. Succes! Mulțumesc, Iulia! Mulțumesc mult! Să ajungi în marea finală și să nu știi să porți o rochie? Dar voi fi drăguță și generoasă. Pentru că așa sunt eu, un suflet caritabil. Eu am avut un deja vu, apropo de momentul tău, pentru că treaba asta o copii aduși în platou, susținători aduși în platou, Via Emiliana, de fapt, pentru că mi se pare că ea a dat drumul acestui trend, a tot fost repetat. Eu personal, în marea finală Bravo iStyle All Stars, nu știu, aș fi așteptat un moment care să nu aibă legătură neapărat cu asta, ok? Nu neapărat un dans, nu neapărat un cântec, dar un ceva, habar n-am, o chestie gândită, un concept, un ce vrei tu, care să aibă legătură cu ideea de All Stars, pentru că am mai văzut treaba asta, mă repet. Dar este o ținută ok una peste alta, după cum am spus, voi nota tot parcursul vostru în această competiție. Da. Mai lipsau câțiva porumbei și niște baloane și puteam să o punem de o demonstrație populară. Din păcate, mie nu mi-a transmis foarte multe emoții acest moment. Din păcate. Eu cred că va fi un sezon cu surprize mari. Mari, mari de tot în live. Mari de tot, cu artificii. Marisa, și eu am avut un deja vu. În afară de faptul că ai făcut același moment în semifinală, în afară de faptul că aceste momente s-au făcut de 1000 de ori în cadrul Bravo iStyle, numai All Stars. Da, dar emoția este mereu alta. Rochia este frumoasă, tu ai o apariție spectaculoasă. Însă momentul nu mai calipsit cu desăvârșire, Marisa. Este imposibil să vii la gala finală cu același moment din semifinală și să bătem moneda tot timpul pe același lucru. Nu e o glumă. Nu vă imaginați că nouă ne face plăcere să spunem lucruri rele sau că ne face plăcere să facem comentarii negative. Dar pur și simplu să vedem același număr repetat de 100 de ori este inadmisibil, mai ales în marea finală. Am înțeles, dorește concurenta Marisa să apese la maxim pedala celor care votează. Ok, am înțeles, Marisa, bun. Dar mai vino și cu altceva. Marisa, deja ai plecat acasă. Este frumoasă partea din față, acea fundă imensă, aș fi lucrat-o altfel, dar în mare arată bine, tu arăți bine, că pentru că așa cum îți spuneam și pentru ultima oară, din păcate, ești foarte, foarte frumoasă. Mulțumesc mult, Cătălin. Ținuta Marisei nu este o rochie haute couture, este o simplă rochie care n-a avut cine știe ce trene, cine știe ce lucruri sofisticate, cu o caschetă care a fost incompletă. Dacă te-a pus să faci ceva, apoi fă bine cap coadă, Marisa. Da, deocamdată suntem în mâinile juraților, cei care au deja note pentru Marisa, vă rog. Sper să mergi mai departe, Marisa. Mulțumesc, Iulia. Mulțumesc, Marisa.
Felicitări, Marisa, pentru întreg parcursul. Mulțumesc. Mulțumesc. Mie notele nu mi se par cele mai corecte, dar recunosc că în această gală nu am să mă supăr pe jurați, pentru că coroana îmi face cu ochiul. Uite cum se potrivește ea coroana cu ținuta mea, ai văzut? Da, ești perfect, abia o aștept, abia o aștept. Abia o aștept. Dacă ea se vede deja câștigătoare și se vede prea bună ca să-și mai dea interesul pentru momentul în finală și pentru o ținută ok, ce problema e? Mulțumesc tare mult, Marisa, și felicitări încă o dată! Mulțumesc, Ilinca! Urmează una dintre concurentele care au dovedit a avea o personalitate ieșită din comun în cadrul competiției noastre. A trecut cumva de la agonie la extaz, dar întotdeauna a reușit să depășească orice obstacol i-a venit în cale. Doamnelor, domnilor, o primim cu brațele deschise pe Silvia! Sunt praf și pulbe, dar cu voi alături simt că am câștigat deja. Eu am făcut ce mi-am propus. Eu mi-am făcut datoria. Urmează voi să le faceți. Aveți toată recunoștința. Bine ai venit în marea finală! Bravo, ai Steel All Stars! Aplauzele cred că spun totul. Am senzația că și Silvia a atins o coardă sensibilă. Le mulțumesc tare mult colegilor Silvie, Evolet, iubita mea, cât ai fost de frumoasă! Vino aici lângă mine! Aș vrea să vină și partenerul tău lângă noi. Ai avut emoții pentru mami? Da. Da? Dar ți-a plăcut să dansezi cu ea alături? Da.
Da? O să ții? Ce-ți dorești tu cel mai mult și cel mai mult? Tiffany? I love you! Bine, Volet! Bună seara, frumosule! Bună ziua! Cum te cheamă? Aris. Cât ești de talentat, Aris? Ești și frumos și talentat. Da, dar Volet îți place? Zi drept, sincer. Mulțumesc! Da. Zi sincer. Da. Îți place, a? O inviți la o înghețată? Da. O invit, da? Bine! Mulțumesc tare mult, dragilor! Bravo! Porțile s-au deschis pentru voi. Mulțumesc mult, mult, mult de tot! Silvia, ce faci? A, fă foarte bine, mi se super. Mi-am venit în fire. Ești super? Da, hai să jurizăm că nu ai. Vrei să-ți arăt cum fac cerușii? Ia, uite-o cum tremură, nu cred. Dar sunt bine. Stai că trebuie bine. Să-i zic ceva, Silvia. Ți-a plăcut atât de tare, Bogdan? Foarte tare. Deci să înțeleg că situația e jumătate-jumătate. Lui Bogdan i-a plăcut, ție nu, Victor. M-ai emoționat. Da. Așa rămân eu atunci când sunt foarte impresionat. Ai impresia că nu mi-a plăcut, dar mi-a plăcut foarte mult. Silvia, da, plângi? Silvia, eu cred că este cel mai frumos și cel mai tare moment al tău din... din toate. Toată istoria. Din toată istoria. Și slavă Domnului că ai avut momente foarte, foarte bune. Și nu, ce, nu mai are rost. Hai. Nici tu, Bogdan, nu mai... Fără prea multe cuvinte, gesturile spun totul. Păi dacă era boiul să vadă și el acest moment, i-ar fi plăcut maxim. I-ar fi plăcut asta maxim. Silvia, nu? Dar nu știu cum face el, că... Băi, Silvia, ce mi-ai făcut? Silvia, ești o nebună. O nebună frumoasă. Da, Silvia, băi, ești o nebună, termină, nici chiar așa se poate. Nu că, adică, mă rog, așa făcea cu Silvia, nu? Da, mă, da. Nu, mă. Sunt Alex Velea și nu fac videochat. Asta făcea, da. E foarte important să vă spun următorul lucru. Știți deja din emisiunea de ieri că Silvia a căpătat imunitate grație numărului de stele pe care le-a primit din partea juraților în timpul săptămânii. Ei bine, evident că poate pierde această imunitate dacă și numai dacă se va clasa în coada clasamentului. Aceeași imunitate o paște și pe concurenta care se va clasa pe prima poziție în clasamentul juraților din această seară. Să vedem așadar cum se descurcă Silvia pentru ultima dată, draga mea, în fața juraților. Mulțumesc foarte mult! Îmi cer scuze că intervin. Urma să vă întreb, Beatrice, după aceea, scuze, dar dacă dorești scuze. Acum nu e nicio problemă, da, te rog. Poate, nu știm cum decurge cu jurații și aș vrea să-i spun Silviei înainte de toate curaj și aș vrea să spun că există grade de comparație și există superlativ. Tu ești superlativul, Silvia. Mulțumesc! Mulțumesc, Beatrice, încurajări! Multe, multe vin pentru Silvia, așadar ascultăm jurizarea. Dragă, emoționant, inclusiv mesajul lui Beatrice din seara aceasta. Vreau să spun că este unul dintre cele mai reușite momente pe care le-am văzut la Bravo I Still până acum. O coreografie impecabilă, cei patru s-au mișcat și au dansat divin. Tu arăți impecabil ca de fiecare dată. Mi se pare că ești concurentă care până acum a demonstrat cele mai coerente abilități de styling în această competiție. Mi se pare că ești concurenta cea mai talentată. Asta este părerea mea, desigur. Și voi nota asta ca atare. Felicitări, Silvia! Mulțumesc! Degeaba ai ținute exemplare și momente spectaculoase dacă tu, ca persoană, nu ești o femeie stilată. Foarte emoționată, să știm, pentru că pentru astfel de momente ne aflăm la Bravo I Still All Stars și pentru astfel de momente ne bucurăm din tot sufletul, atât noi cât și telespectatorii, nu numai susținătorii tăi. Acesta, Silvia, a fost mai mult decât un moment. Le mulțumesc. A fost artă pură, iar tu, draga mea, ești o operă de artă. Nu cuvintele își mai au rost. Știi ce mă emoționează? Oamenii, am văzut reacția așa oamenilor, ochii oamenilor, știi, și erau înlăcrimați. Și atunci, cred că în toată competiția, deci în tot Bravo ai stilul ăsta, tot stiloiul ăsta de brăvoi,
Eu am avut câteva gale. Nu mi-au plăcut toate, vreau să mă mint, sunt exigentă. Dar în ăsta cred că n-am pus suflet în niciunul cum am pus în ăsta. În niciunul l-am pus. Aici, deci, am fost eu. Astăzi am văzut un moment extraordinar, profund și nu în ultimul rând, un moment caracteristic Silviei cu care m-am obișnuit de la început și până acum. Indiferent ce s-ar întâmpla, pentru mine rămâi o fată extraordinar de talentată. Felicitări! Da, asta înseamnă mare finală la Silvia. Moment, ținută, emoție, styling, blestem. Blestemul să știi să porți haine, blestemul să-ți dorești tot timpul să fii cel mai bun, blestemul să iubești fashion-ul. Cine iubește și lasă. Ai avut un moment bun, nu cel mai bun, și sper să nu fie cel mai bun din această seară, pentru că încă am speranța să dau o notă de 5. Păi bine mă, Silvia, tu care te-ai născut extravagantă și făceai modă de la 5 ani. Păi așa clasic să vin tu în marea finală? Mă așteptam la ceva. Va, va, vum, draga mea. Apropo de note, sunt tare curioasă cum arată notele juraților pentru Silvia în marea finală. 5. Silvia, împreună cu toată admirația și dragostea. Felicitări, Silvia! 5. Felicitări și o plăcere întotdeauna să-l revăd și pe Florinel. 5 din partea lui Moris. La mine deocamdată situația este plată, până voi vedea un 5. 4 din partea Iuliei. Felicitările mele, Silvia, îți mulțumesc tare mult! Ei bine, a avut un parcurs extrem de frumos în cadrul acestei competiții, din toate punctele de vedere, pentru că e clar și pe ea a transformat-o. Mă refer la competiția Bravo I Steal All Stars. Cu siguranță, Iuliana trăiește emoții precum nu a mai trăit până acum, pentru că, da, se află la un capăt de drum ce poate să-i aducă fericirea supremă. Sunt tare curioasă cum s-a pregătit, cum va arăta momentul și mai ales ținuta. Vine în platou, Iuliana! Bate inima cum nu mi-a bătut niciodată în viața. Am foarte mare emoții. Nici la finala sezonului trecut nu am avut așa mare emoții. Foarte
după perdea sau după trenă? Pot? Da. Iuliana, îmi permiți? Ce s-a întâmplat, Ilinga, după trenă? Da, îmi permit să spun ce am văzut eu? Un sărut pasional, domnule! Ups! N-a fost chiar sărut, așa, în adevăratul sens al cuvântului. A fost un pupic pe obraz, așa, așa. Cât să-i țină de noroc Iulia. Opa! My God, Ilinga! Cât să-i țină Iuliana, te ajut eu, draga mea. Mulțumesc mult! De noroc! Dragilor, vă mulțumim din suflet. Îmbrăcați-o, da. Știți cum e, în viață trebuie să știi să faci ambele lucruri, da. Și să, și să. Mă bucur că băieții sunt extrem de pricepuți și la această a doua mulțumesc parte. Mulțumesc din suflet. Porțile s-au deschis pentru voi, dragilor. Vă mulțumim tare mult. Iuliana Cotrenă, impresionantă, cu un moment de zile mari în marea finală Bravo Steel All Stars. Iuliana, hai să-i ascultăm pe băieți ce au de spus. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Mie mi s-a părut că nu a semănat un moment cu altul și ăsta este un lucru foarte bun. Mi-a plăcut acest lucru. Îmi place ce ai făcut, îmi place apariția ta, mi-a plăcut și momentul. Iuliana, un moment demn de o finală, mai ales de o finală, Bravo, I Still or All Stars. Hai, 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 bătrânilor! Am și bătrânilor! Auzi? Am mai și filmat ce se întâmplă aici și am trimis lui Alex. Ca să știe. Ca să știe și el, știi? Și a fost de acord cu voi? Bine cu ce ați făcut până acum? Like de la... În totalitate, nu? La sfârșit, da. Perfect, mulțumesc tare like. Mult! Dragilor, Iuliana, acu-i-acu, stai așa, înainte de a te trimite în fața juraților, musai să le mai spun celor de acasă să-și voteze, să-și susțină preferata. SMS la 1230 cu numele preferatei voastre, cu numele celei pe care doriți să o faceți câștigătoarea, Bravo I Steal All Stars. 1,19 euro cent TVA inclus fiecare mesaj, de asemenea tariful de votare se va aplica în mod automat. Acestea fiind spuse... Pentru ultima dată mă adresez și ție, Iuliana, în fața juraților. Bună seara, Iuliana! Draga mea, ești atât de frumoasă, ești precum o creasă din povești. Uite, exact aici intervine puțin problema. Semeni atât de mult cu o poveste, încât puțin ești un personaj și n-aș fi vrut să văd în seara aceasta un personaj, aș fi vrut să te văd pe tine. Într-adevăr, tu așa ești. Neobișnuit în toate galele, ca și în cursul săptămânii cu ținute elegante, cu apariții din acestea spectaculoase. Iuliana, în semifinală ai fost un miliard de ori mai bine decât acum în finală. Poate că atunci când încerci prea mult, se poate uneori să nu-ți iasă. Ce zici de chestia asta? Nu există varianta asta. Prințesa Iuliana ar trebui să înțeleagă că viața este un bazm, dar că ulciorul nu merge de foarte multe ori la apă. S-ar putea, pentru că în emisiunea All Stars a fost totul o magie, la un moment dat, spre finalul emisiunii, vrajda să se risipească. Și să nu uite că în acest platou responsabilă cu vrăjile sunt eu. Coafiura, machiajul, pentru ultima oară îți spun, ești de desăvârșit. Dar asta nu trebuie să îți mai reamintesc, pentru că tu știi și pe mine m-ai șocat și m-ai not plăcut atunci când am prezentat și ai fost cu mine la Paris și ai pozat ca o prințesă ce ești și acum. Felicitări! Mulțumesc mult, Cătălin! Bonsoir, dragă! Iuliana, în seara asta nu am văzut-o pe Iuliana. Am văzut o piesă de teatru. O ținută, o recuzită, niște oameni care te-au ajutat, animație, dar atât. Nimic spectaculos. Văzând pe ecran momente cu tine din gale, mi-au adus aminte de seri cu adevărat speciale și ține cu adevărat spectaculoase. Mi se pare că ești o concurentă care a avut un parcurs mai mult decât coerent, mai mult decât fericit, care a făcut un salt stilistic foarte, foarte mare și asta a fost vizibil și pentru asta te felicit. Felicitări. Mulțumesc mult, Moris! Ținută Iuliana îmi place, dar mi-a plăcut să o reprezinte mai mult pe ea. Era, le-aș văzut fix invers. Ținuta Silvia aș văzut-o pe Iuliana și ținuta Iuliana aș văzut-o pe Silvia. Ca gen de ținută mă refer. Mi s-a părut un pic prea... Mi se pare un pic prea teatrală pentru Iuliana. Ea care a fost atunci în o zeniță. M-am uitat inițial la această piesă cu trenă pe care o port și mi s-a părut că seamănă cu o draperie. Aș vrea să rămâi doar în rochie. Îmi place foarte mult rochia, îmi place cum a accesorizat.
Mi-a plăcut foarte, foarte mult momentul. Consider că ai avut cea mai bună coreografie, ai fost implicată în ea și consider că ai cea mai bună ținută din această seară. Mulțumesc mult, Iulia! Oho! E clar, momentul mult așteptat, momentul în care vedem notele pentru Iuliana. Iuliana are ținută. Nu doar vestimentar, moral, comportamental și fizic. Felicitări, Iuliana! Mulțumesc mult, Iulia! 5! Mulțumesc mult, Moris! 4! Felicitări, Iuliana! Mulțumesc mult! 4 și din partea Ralucăi! Felicitări, Iuliana! Mulțumesc mult! 4 și din partea lui Cătălin! Felicitările mele, Iuliana, îți mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc și eu, dar... Da, poți să o iei cu tine, sigur! Vă salut, fetelor! Vă salut! Sunt undeva departe, pe primul loc. Mă vedeți? Nu mă vedeți? Na, sunt undeva sus. Vă pup! Am văzut unele dintre cele mai spectaculoase momente care au avut loc de-a lungul timpului în cadrul competiției Bravo Ice Steel, pentru că, da, ne aflăm la marea finală Bravo Ice Steel All Stars, o finală ce aduce cu ea multă bucurie și multă emoție. Nu însă tot parcursul competiției a fost așa, pentru că, evident, am făcut o retrospectivă și a celor mai tensionate momente. Au fost clipe în care drama s-a simțit la maxim, au fost conflicte imense între concurente, dar, evident, o competiție de genul acesta presupune și astfel de clipe. Hai să vedem cum le-a trăit pe toate și vorbim după aceea. Urmărim imaginile. Nu știu că ți este teamă de mine. Dar... Înnebunesc de teamă! Te înțeleg! Marisa, lasă-mă să spun, bine ai venit într-o nouă competiție. Unde vei pierde? Nenorocire. Plângi? Nu. Iar nu mai suport. Ori ies afară când vine nomina, dar nu pot să stau în lașina oameni, entități. Marisa, tu chiar plângi pe bune? Întreb oare ce cauți aici dacă nu ai acest spirit de competitoare. Nu face nimic, dar nu mai face nimic, s-o văd acolo. Nu mai fac nimic. Crezi că poți face ce vrei în emisiunea asta? A, nu? Nu vreau să te aud, mie în fine să vărs, să vomit toată lumea. Hai mă, două de treabă, că tot ne sfidezi în continuare. Bă, bune, mă scoți în sărite. Îmi pare foarte rău. Am să merg să fac sesizare la poliție. Mi se pare jos. Lasă-mă puțin, și indiferent dacă... E vorba de cerceii mei, Iuliana, da? Nu mai vreau să mai fiu în această emisiune, îmi pare rău. Ai fost la poliție să faci un circ imens ca să mai ieși în evidență, să mai stai 2 săptămâni în competiție, oricum o să ieși. Eu am dovezi clare că tu continui să fantasezi. Ai arată sincer, ești penibilă. Ești ce prietene suntem, foarte parșivă. Nu, tu ești asta. Tu ești asta. Dacă tu te crezi mare, poți să te crezi mare la tine acasă. Sunt cei mai răi oameni pe care am cunoscut în acest platou, în viața mea. Vreau să mă retrag din acest concurs. Și nu înțeleg comportamentele astea în cadrul acestei competiții deloc. Nu mă face să cred că acum dacă nu mai ai stilist, nu mai arăți bine. Am starea asta pentru că nu mai consider că locul meu este în această competiție. Hai, te rog frumos, Raluca. Las-o așa, îți dau calificativul și te duci la locul tău. Și să știi că dacă plângi, nu mă influențez cu nimic. Chiar m-am săturat de tine în acest concurs. Am stilist, dați-mă afară, ca să nu mai continui în circul ăsta. Nu sunt niciodată susținută de niciun stilist din România! Trebuie să învățăm să trecem prin viață și cu zâmbetul pe buze, chiar dacă suferim, chiar dacă ne dor lucruri. Deci dacă Silvia este al patrulea jurat, eu ies din emisiune! Că dacă și Otilia, care este fata aia bună și pacifistă, ajută mai la asta! Beti, ești în regulă? Nu. O chemăm. Nu, chiar nu vreau să mai stau, jur, chiar nu vreau. Este foarte grav ce faci tu acum, în această seară. Mă, dar ieși și tu, mă, ia ieși și tu, mă, ieși și tu. Deci este ridicol. Nu înțeleg în ce emisiune ne aflăm. Dacă concurentele au ajuns să facă așa, înseamnă că până la sfârșit o să ne batem între noi. Pentru mine nu există, stilistic vorbind. Este foarte urât ceea ce faci acum și îți amintesc că ești egală cu toate concurentele din acest platou. Faptul că tu spui 3 haine bine pe tine și ne jignești pe toate, înseamnă că ai stil, te ești prea marnic, draga mea. Tu mă jignești pe mine. Bă, dați-te la Bravo, ai stil. Revin-o, fetiță. Mă simt bine. Mi se pare chiar că ți-l luat la mișto.
și pus în poză la acea situație cu toate. Nu mi-ai dat steluță, la alte concurente când au respectat tema, deși nu ți-a plăcut foarte mult, le-ai dat steluță. Eu n-am voie să zic nimic, dar asta are voie să mă facă toate felurile pe mine. Mai lăsați face. Zic eu, să ne evităm de aici încolo, că e mai bine așa. Te pup, papa. Și crede-mă ce spun. Nu poți face această afirmație împotriva. Da, dar am fost față la discuția Marisa, din studio, Marisa. Marisa, nu e corect, Ilinca, nu este corect. Silvia, eu am pretenția că ești o femeie matură și știu că înțelegi foarte bine. De mâine acolo vă dau cuvântul cu două oameni. Gata, gata, Silvia, ne obosești, gata. Păi nu ai pe liceu. Gata, acesta este. Moris, ești paralel cu discuția. Nu, deloc. Nu se poate așa ceva. Da, dar zici că ești mitralieră, zici că ești mitralieră. Adică eu dovedesc că lucrurile sunt într-un fel și tot eu sunt trasă la răspundere. Ce discuții sunt astea, Silvia, te mai suporți aici în platou ăsta? Pentru ultima dată, așadar, vedem clasamentul în urma notelor din partea juraților. Pe primul loc, cu 19 puncte în marea finală, este Silvia. Felicitări, Silvia! Locul 2, 17 puncte adunate în marea finală, Iuliana! Felicitări, Iuliana! Vă mulțumesc din suflet! La doar un punct distanță este Alina, 16 puncte din partea juraților. Felicitări, Alina! Mulțumesc, Iuliana! Urmează Marisa cu 13 puncte pe ultima poziție, din păcate. Mulțumesc, Iuliana! Băieții nu s-au relaxat absolut deloc, ba dimpotrivă, exact acum urmează să ne spună către cine pleacă cele 3 puncte pe care le-au de oferit în marea finală. Mare atenție, puteți să schimbați clasamentul. Cele 3 puncte ale voastre contează în acest moment foarte, foarte mult. Rămân la aceeași părere, m-a impresionat foarte mult punctele mele, nici nu m-am mai consultat cu tine. Păi consultați-vă. Punctele mele, adică un punct jumătate. Adică asta. Un punct jumătate, da. Se va duce către Silvia. Mulțumesc. Ok. Bogdan, nu-mi spune că ai altă părere, că mor. Îți dai seama că pe mine m-a impresionat cel mai tare, de-aia m-am și dus să o iau în brațe mai devreme. Așa că și punctul meu tot la Silvia. Silvia, felicitări! E clar că a fost o seară magică pentru tine. În acest moment ai 22 de puncte, te clasezi în fruntea clasamentului și clar te bucuri de imunitate pentru prima etapă eliminatorie din marea finală. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc, fetelor, încă o dată pentru tot ce ați făcut. Silvia, da. Ești singura concurentă care scapă de primele emoții ale eliminărilor. Slavă lui Dumnezeu, Maica Domnului, mare ești, Doamne! Voi celelalte trei, Iuliana, Marisa, Alina, sunteți în pericol de eliminare. Fetelor, Iuliana, Marisa, Alina, vă invit pe toate trei în fața juraților. Hai, hai, ușor, ușor. După o scurtă pauză de publicitate, vom vedea care dintre voi se clasează cel mai jos în clasamentul telespectatorilor. Atenție mare, nu vom da stop vot în momentul respectiv, care va să zică telespectatorii vor avea posibilitatea în continuare să voteze până când voi spune stop vot, evident în direct. Emoțiile sunt mari, vă simt tensiunea. N-aș vrea să plece niciuna, v-aș vedea pe toate încoronate drept câștigătoarele acestui sezon, însă ca orice competiție și Bravo Ice Steel All Stars va avea o singură învingătoare. După o scurtă pauză de publicitate, dragilor, revenim în direct și vedem cine rămâne, cine pleacă, cum arată clasamentul în acel moment în urma voturilor din partea voastră. Apropo, continuați să vă susțineți preferata prin SMS la 1230. Revenim așadar în direct și atunci vom vedea cine va fi câștigătoarea Bravo Ice Steel All Stars. Am revenit, suntem în direct.
impresionante nopți din cadrul competiției Bravo Ice Steel All Stars. Este seara în care toată România se întreabă cine va fi câștigătoarea acestui sezon. Este seara în care concurentele au cea mai mare nevoie de susținerea voastră, așa că nu mai stați pe gânduri. Puneți mâna pe telefoane și votați chiar acum prin SMS la 1230 cu numele concurentei voastre preferate. Vă văd cât sunteți de emoționate, fetelor. Crezi, Ilinca? Mie nu mi se pare. Sigură. Nu suntem emoționate. Ce simțiți în acest moment? Sunteți la un pas de eliminare, pentru că, da, aceasta este prima etapă eliminatorie din cadrul marii finale. Eu simt că leșin, dar nu-mi permit că suntem în live. E în regulă, Alina. Știi că întotdeauna ți-am permis sau v-am permis să faceți absolut tot ce ați simțit nevoia. Mai încerc un pic să stau treaptă. Marisa? Pe mine mă strânge foarte rău casca. Dar într-un fel, deci nu pot să vă descriu. Am emoții, dar sunt așa blank, cum e rochia asta. E bine sau nu, nu știu. Iuliana? Sunt foarte emoționată, nu vreau să te văd, te văd, mai am pic și foarte tare, Ilinca. Ia să văd, Iuliana, iau pulsul. Iuliana îi bate inima așa tare, Iuliana, Votul continuă pentru toată lumea, chiar dacă Silvia, așa cum știți, este protejată în prima etapă eliminatoriei. Ea s-a bucurat de imunitate, însă, după cum bine puteți vedea, este la fel de crispată precum celelalte trei finaliste. Alina! Da. Știu că erai foarte sigură pe tine în ultima săptămână. Spuneai că într-un procentaj de 95% ar fi șanse să câștigi. Și că tu n-ai jucat poker. Deci am să te întreb sincer, care dintre cele două fete crezi că va fi eliminată? Eu. Dacă tu știi ce știi. Nu, în afară de tine, evident. Eu. Nu. Nu mă pricep deci să mi... ți-a scăzut încrederea, să înțeleg. Până acum erai... S-a dus totul la pământ. Adică deja mă văd grasă, pitică, urâtă și proastă. Alina, asta în direct. Fii serioasă, dar nu te vezi așa, Alina, că nu ești. Bine, dacă te ferești să-mi răspunzi la această întrebare, merg mai departe, Alina. Iuliana. Da. Cine ți-ai dori să fie eliminată dintre celelalte două? Nu mi-aș dori să fie niciuna eliminată, dar cred... Totuși una dintre voi va fi eliminată. Cred că Alina va fi cea eliminată. Așa crezi? Mhm. Da, eu te-am întrebat pe cine ai dori tu să vezi părăsind în acest moment competiția. Pe nimeni, Ilinca. E clar că suntem extrem de diplomate și în această seară. Marisa, cine crezi că va merge mai departe dintre voi trei? Eu. Și în afară de tine? Păi da, poate să meargă doar una, Ilinca. Păi da, tocmai. Asta e întrebarea mea. A, în afară de mine, Iuliana. Marisa nu poate să meargă. De ce crezi că o ținem, Ilinca, aici? Uite, o ținem de mâini că nu poate să meargă. Toată atenția mea se îndreaptă în minutele care urmează către jurați. O întrebare scurtă. Dar aveți mare atenție pentru că răspunsul vostru poate cântări extrem de tare. Cine credeți că ar trebui să fie eliminată în această primă etapă eliminatorie? Cătălin? Scurtă, da? Marisa. Oh. Eu nu te cred, Cătălin. E părerea.
Alina! Îmi pare tare rău, Alina, însă te felicit din toată inima pentru tot parcursul pe care l-ai avut. Mie nu-mi pare rău, mie îmi pare foarte bine că v-am cunoscut și sunt onorată că am fost aici. Vă pup, ce mai bună să câștige! Avem și un buchet de flori pentru tine, felicitări vă pentru mulțumesc. Tot ceea ce ai demonstrat în cadrul competiției noastre, Alina. Mulțumesc din suflet! Cu siguranță pleci cu un bagaj enorm și cu siguranță ai amintiri frumoase. Încă nu plec, rămâi aici până. Te rog să iei loc acolo. Între fostele concurente ale competiției Bravo Ice Steel. Mulțumim, Alina! Haideți să o aplaudăm! Felicitări! Votul continuă pentru celelalte trei concurente aflate în competiție, pentru că nu am spus încă stop vot, așadar până în acel moment vă puteți susține în continuare preferata, trimitând SMS la 1230 cu numele concurentei pe care o doriți, marea câștigătoare a acestui sezon Bravo Ice Steel All Stars, 1,19 eurocenți TVA inclus fiecare mesaj, tariful de votare va fi aplicat în mod automat. Iuliana, Marisa, vă felicit, ați scăpat de această primă etapă eliminatorie, însă trag concluzia că acum emoțiile vor fi cu totul și cu totul impresionante. Silvia, am să te rog și pe tine să te alături celor două finaliste, pentru că imunitatea până aici ți-a servit. De acum înainte, sunteți, da, toate trei egale. Singura diferență, evident, o face voturile celor de acasă. Așezați-vă. Marisa, poți să te dai mai în stânga? Perfect. După pauză, dragilor, ne așteaptă un alt moment la fel de tensionat. O nouă eliminare în cadrul marii finale. O nouă concurentă care va pleca exact acum în marea finală și își va lua adio de la competiție și de la premiul cel mare. Revenim așadar în câteva momente în direct. Nu uita să vă susțineți concurenta preferată. SMS la 1230. Revenim în câteva momente. Suntem la marea finală Bravo Ice Steel All Stars în fața unei noi etape eliminatorii. Acesta este top 3 Bravo Ice Steel All Stars, fetelor, și vă felicit pentru că ați ajuns până aici. Înseamnă extrem de mult și pentru voi și pentru susținătorii voștri, pentru familiile voastre, pentru toți cei care s-au dedicat și au pus suflet în lupta voastră către această mare finală. Acum aș vrea să vă imaginați, de fapt, ce să ne imaginăm? E clar că asta se întâmplă. În fața voastră, acolo, sunt cei de acasă care vă votează. Vreau să le spuneți cât puteți de sincer, de ce să vă voteze, de ce meritați să câștigați fiecare în parte această competiție. Marisa, acolo e camera, acolo sunt cei de acasă. Dragii mei, am foarte mare nevoie de voturile voastre. Votați-mă pentru că stilul nu constă doar în niște haine și vreau să mă votați pentru ceea ce sunt eu. Dacă vă regăsiți în persoana mea și credeți că eu merit să câștig această competiție, dați ultimul vot acum pentru mine, pentru că face diferența. Mulțumesc! Mulțumesc, Marisa! Iuliana? Dragii mei, vă sunt extrem de recunoscătoare. Mi-ați fost alături încă din primul moment al acestei competiții. Nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine și pentru toată iubirea pe care mi-ați oferit-o. Acordați-mi și mie un ultim vot, pentru că într-adevăr chiar face diferența și eu am încredere că România va face alegerea corectă. Cum a spus și Marisa, stilul nu este doar despre haine. Mulțumesc! Mulțumesc, Iuliana! Silvia! Ilinca, să mulțumesc că m-ai întrebat ceva, pentru că, în general, viața nu ne întreabă dacă merităm să fim aici. Nu ne întreabă niciodată dacă merităm să fim judecați, jigniți, dacă merităm ceva bine sau ceva rău. În general, viața ne trece prin teste. Cred că asta este darul ei suprem și noi alegem cum trecem testele, cu capul sus sau cu capul plecat. Cred că viața bate filmul în general. Cred că oamenii viața și oamenii în general cred că lasă urme asupra noastră, asupra mea, asupra ta. Dacă vrei să lași urme frumoase în viața mea astăzi, votează-mă. Și viața bate filmul, dar Bravo Ice Steel este și despre haine. Aș vrea să vedem în secundele care urmează procentajele pe culori, fetelor. Este doar un clasament parțial. Repet, nu știm cărei concurente este atribuită care culoare. În acest moment au mai rămas trei culori în joc, evident, albastru, galben și verde, iar situația procentajului din urma voturilor celor de acasă
arată cam așa. ...21,8% pentru culoarea albastru, 56,2% pentru culoarea galben, iar pentru culoarea verde... ...22%. Diferențele sunt mari, fetelor. Rezonați cu vreo culoare? Musai să vă întreb asta. Cu toate că bănuiesc răspunsul pentru toate va fi același. Una dintre voi se pare că a impresionat peste măsură publicul. Vorbim despre un procentaj uriaș, 56, ceva la sută. Asta înseamnă mult. Care să fie aceasta? Cea cu care a votat Dumnezeu, adică eu. Crezi, Silvia? Da. Cred în susținătorii mei, cred în România mea frumoasă și cred că România mai presus de orice este dreaptă, adevăr și iubire. Atât cred. Și ce te faci dacă pierzi? Nu ce te faci dacă nu e așa? Nu există așa ceva. Deci nu există. România e cu mine. Dacă nu câștig, îmi dau jos coroana acum și aștept coroana. Un gest de lăudat. Frumos. Frumos. Românii mei sunt cei mai frumoși, cei mai buni și cei mai mulți. Am știut-o din prima clipă când m-am înscris la acest concurs. Punct. Silvia, ai amenințat toată săptămâna că acum, în marea finală, vei face dezvăluiri. Mari dezvăluiri. Te ascult, acesta este momentul tău. Am mai amenințat Elinca tot sezonul. Și-au dat cu stângul în dreptul singure, fără să le fac nimic. Și-au dezvăluit singure. Care sunt ce-au avut de dezvăluit. Dacă tu vei fi eliminată în această etapă eliminatorie, dacă Dumnezeu nu o să mai am cu posibilitatea mine? Să-ți dau cuvântul, Silvia. Și o atunci, evident, nu vă mai afla. O să am această onoare în online. Și cred că cuvântul meu valorează ceva în România, pentru că eu sunt un om sincer. Oamenii m-au iubit din prima clipă când m-au văzut. M-au acceptat cu bune, cu rele. S-au regăsit în nebunia mea, m-au arătat cu degetul, m-au făcut mahalajai, că m-au făcut toate felurile, dar ei știu că nu sunt perfecți, iar cei care sunt perfecți nu sunt aici. Vom vedea, Silvia, ce se va întâmpla. În regulă, pot să înțeleg negarea de a spune lucrurilor pe nume acum. Iuliana. Da, Elinca. Ai fost câștigătoarea celui al treilea sezon. Din nou vorbim despre un moment frumos, spectaculos al vieții tale. Cel mai frumos. Un sezon pe care l-ai câștigat. Da. La o diferență considerabilă față de locul 2 ocupat de Emiliana. Da. Crezi că ai rămas încă în inimile celor de acasă, în memoria lor, în sufletul lor? Cu siguranță, lor? Cu siguranță, Elinca. Eu chiar cred că am cea mai mare echipă și chiar cred că eu merit, într-adevăr, titlul cea mai stilată femeie din România. Chiar dacă poate la finalul acestei serii numele meu nu va fi acolo, eu știu că eu sunt cea care merită. Din punctul meu de vedere, sincer, toate meritați acest titlu cu desăvârșire. Unele mai mult ca altele. Care sunt acele unele? O să mă opresc aici. În regulă, Iuliana. Marisa, și tu de asemenea ai fost câștigătoarea sezonului în care ai participat. Cei de acasă te-au iubit, te-au considerat un exemplu și te-au susținut până în ultima clipă. Poți tu să fii concurenta care în această seară câștigă competiția Bravo Ice Steel All Stars. Crezi asta? Să dea Dumnezeu. Atât? Din cauza s-au întâmplat foarte multe lucruri în această competiție, lucruri spuse și mai puțin spuse. Am fost supusă multor încercări aici și mențin părerea că am evoluat și că diferența între mine și mine de acum și mie din celelalte sezoane este imensă. Și am încredere în susținătorii mei de acasă, pentru că după terminarea primului sezonului în care eu am fost, am fost în diferite orașe, am văzut cât de mulți sunt și cât, de mulți, fost... și cât de mulți au rămas și după. Iar noi am fost martorii acestor lucruri frumoase pe care tu le-ai făcut. Fetelor, vreau să vedem din nou care este situația voturilor pe culori, pentru că se schimbă de la un minut la altuia. Pentru asta nu putem decât să le mulțumim celor de acasă, care sunt cu adevărat alături de noi în această seară mare. Iar situația procentajelor arată astfel. Văd că a făcut rocadă culoarea albastră cu culoarea verde. 56% culoarea galbenă își păstrează locul fruntaș, 22,2% culoarea albastră, 21,8% culoarea verde. Extrem de strânsă bătălia între locurile 2 și 3, locul 1 însă cu un procentaj imens față de celelalte două. Aș vrea să vorbesc în minutele următoare și cu fostele concurente
ale acestei competiții, din primul sezon, din al doilea, din al treilea. Sunteți foarte multe în această seară alături de noi și asta dă dovadă... Escalina, Andreea, pardon. Beatrice, ai un microfon? Da, bună seara tuturor. Bună seara din nou. Eu pot să-mi asum să fac o nominalizare, să spun cine ar merita să plece în acest moment, în această etapă. Și cu părere de rău am să spun asta pentru că mi-aduc aminte că în sezonul 2, dacă mă aud, e ok? Da, 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 e regulă. În sezonul 2 a strălucit. Voi spune și voi fi în asentimentul juriului și voi spune că Marisa este cea care trebuie să părăsească în acest moment competiția, pentru că eu cred că și-a pierdut și strălucirea și cred că, într-adevăr, nici nu a mai fost atât de implicată de la un moment dat, așa cum ar fi trebuit să fie pentru un All-Stars. Deci, părerea ta coincide cu părerea juraților pe da, care am auzit în această seară. Nu neapărat seară. Că am fost influențată, mulțumesc, ci pur și Beatrice. Simplu parcursul. Cu Emiliana? Bună seara! Nu te întreb cine ar trebui să câștige, pentru că știm deja pe cine susții. Te întreb cine ar trebui să plece în această a doua etapă eliminatorie. Mie îmi place foarte tare atât de Silvia cât și de Iuliana. Cred și eu că Marisa ar fi cea care ar trebui să plece, deși îmi place și de ea. Cred că pe parcursul competiției a demonstrat mai puțin decât ce au demonstrat cele două. Mulțumesc, Emiliana! Doamna Gheorghița, mama Marisei! Bună seara, vă spun din nou! Emoții mari pentru dumneavoastră, dar iată am auzit câteva păreri care nu o văd pe Marisa câștigătoare în această seară. Ce părere aveți? Nu știu, cred că totuși inima mea de mamă îmi spune că povestea din seara aceasta a Marisei va fi o poveste cu un final fericit. Atât am avut de spus. Sunt sigură că va câștiga. Ceva îmi spune că așa va fi. Eu îmi doresc asta pentru fiecare mamă a fiecarei concurente care se află în această seară în platou alături de noi. Da, Alina, te-am văzut că ai ridicat mâna. Bună seara. Bună seara! Eu o susțin pe Marisa și o văd câștigătoare în această seară. Și pe Iuliana. Mulțumesc, Alina. Atunci. Doamna Antilina, un microfon acolo, mama Silviei. Bună, bună seara din nou! Eu o susțin și cred că este cea mai bună și va fi pe acest televizor, pe acest podium, fica mea care este foarte talentată și care a muncit extrem de mult. Evolet, unde este? Bunului Dumnezeu că i-a dat sănătate să poată să lupte, să-și împlinească singurul ei vis până la urmă. Cred că ăsta este cel mai mare vis al ei. Mulțumesc tuturor, mulțumesc oamenilor care au sfătuit-o, mulțumesc oamenilor cu care a lucrat, mulțumesc și celor care a intrat în contact direct și indirect. Vă mulțumesc tuturor din sufletul meu de mamă. Și vă asigur că nu o să greșiți dacă o votați. Votați Silvia. Vă mulțumesc. Evolet, bună seara, spun din nou. Bună. Bună. Vrei să-i spui ceva mamei tale acum? Poftim? Vrei să-i spui ceva mamei tale acum? Ce vrei să-i spui? Vreau să câștige. Mulțumesc. Bravo. Vorbim și cu doamna Maria, mama Iulianei. Bună seara din nou, doamnă! Vine și un microfon către dumneavoastră, cât se poate de repede. Mulțumesc tare mult colegilor! Bună seara din nou! Eu ce pot să spun? Eu sunt la fel de emotivă ca și Iuliana. Iuliana ați cunoscut-o mai bine, dar și eu sunt la fel de emotivă ca și ea. Iuliana, mami, eu cred în tine și ai toate abilitățile unei femei stilate. Deci, ce pot să spun? Eu așa văd că ești bună ca și eu, cea mai stilată femeie din România. Și să dea Dumnezeu să câștige. Cine consideră Dumnezeu? Până la urmă nu contează banii, contează caracterul și ce va fi pe viitor. Și eu cred că tu vei avea un viitor strălucit. Cu siguranță, succes, vă mulțumesc tare mult. Toate vor avea un viitor strălucit. Pentru că au demonstrat că ar putea face față în cadrul acestei competiții. Victor Bogdan, Doamne, și voi sunteți copleșiți? Și Alex, e și el cu noi. Nu știu cum știu că voi, este și e umor de cald. Mor de cald? Da. Și de emoție. Și de emoție, da. De emoție. Cel mai bun moment vreau să știu. Mă simt în momentul ăsta exact cum a zis Alina, gras, rost, cum am mai zis? Gras, pitic. Rost, pitic și fără rost. Și bineînțeles că eu glumesc acum. Fără rost, de ce spun fără rost? Pentru că publicul are puterea în momentul de față. După cum am observat, publicul deja a ales. Sunt sigur că au ales cu inima. Da, dar fii atent că situația se poate schimba. Nu cred că se mai poate schimba.
la 56%, eu sunt sigur că ei au ales cu inima, știu foarte bine ce fac în momentul de față și ce au făcut până acum. Să fim serioși, clientul nostru, stăpânul nostru. Dar dacă ar fi să alegi tu în acest moment, să ai această putere, păi asta pe care dintre cele trei ai alege? Mă simt gras, mic și fără rost. Ce să aleg? Eu consider că toate patru merită aplauzate. Un parcurs foarte frumos până în momentul de față. Pentru mine personal, toate patru sunt câștigătoare. Din momentul acesta au rămas doar trei. Publicul își va face treaba. Bine, îl întreb pe Bogdan, că văd că și tu te ferești să îți asumi o Nu mă feresc decizie. Și vreau să spun un lucru. Cea care o să câștige, o să câștige pe merit și toate discuțiile de după nu mai au niciun rost, pentru că publicul a votat. Siguranță. Bogdan? Este foarte nepotrivit să-mi dau cu părerea în acest moment. Toate fetele au avut un parcurs senzațional, toate au avut niște numere superbe la un moment dat. Nu, n-am să fac asta, am să las treaba asta pentru cei de acasă. Sunt mult mai în măsură. În regulă, mulțumesc, Bogdan. În câteva momente, cu un ochi, vom plânge pentru că ne vom despărți de una dintre voi, dar cu celălalt vom râde pentru șansa care li se va acorda celorlalte două. Tragem linie chiar în acest moment. Vedem situația voturilor în acest moment fără a spune stop vot, atenție. Votul continuă și vedem care este concurenta dintre voi trei care a acumulat cel mai mic procentaj în urma voturilor din partea telespectatorilor. Așadar, iar fata care părăsește competiția Bravo Steel All Stars în cea de-a doua etapă eliminatorie din marea finală, fata căreia este atribuită culoarea verde cu un procentaj de 21,7% dintre Marisa, Iuliana și Silvia, este... Pare tare rău, draga mea. Văd lacrimi în ochii voștri. Eu te felicit pentru tot parcursul pe care l-ai avut. Te felicit pentru că ai adunat un număr atât de mare de oameni în jurul tău, Marisa, și asta nu e puțin lucru, absolut deloc. Poți să le spui acum câteva cuvinte celor de acasă. Eu cred că acest procentaj reprezintă, de fapt, unele greșeli pe care... Greșeli, din punctul meu de vedere, nu sunt greșeli, dar... Venind în cadrul acestui post, au fost niște greșeli pe care eu le-am făcut în online. Îmi doresc din suflet să câștige Iuliana. O susții pe Iuliana? Pentru că Silvia ne-a făcut foarte mult rău în această competiție și chiar nu merită. Fetelor, nu v-ați făcut rău niciuna alteia. E clar că vorbim despre o competiție ce presupune și conflicte, ce presupune și momente tensionate. Pentru că așa se întâmplă și în general în viață se întâmplă asta. Da, eu îți mulțumesc pentru tot, Marisa. Chiar îmi doresc ca toți susținătorii mei să voteze în acest moment pe Iuliana. E un mesaj important către cei de acasă. Un buchet de flori vine și pentru tine, Marisa. Te felicit încă o dată, îți mulțumesc. Mulțumesc foarte și mă bucur din suflet că am putut petrece clipe de neuitat în cadrul competiției Bravo Steel All Stars. Te rog să ocupi loc alături de fostele concurente în cadrul competiției noastre. Și au mai rămas doar două. Una cu lacrimi în ochi și una cu credință în Dumnezeu, maximă. Dar foarte tensionată, Silvia. Extrem de tensionată, pentru că este războiul vieții mele până la urmă. Am avut a face cu caractere extrem de... ciudate. Să fii atentă, ce sunt foarte atentă, Ilinca. În regulă. Care m-au transformat, care m-au făcut să fiu mai dură sau să arăt că sunt mai dură decât cu adevărat. Și care poate nu mi-au lăsat sufletul să ajung acolo unde trebuia, la cât mai mulți. Și îmi pare rău pentru asta. Enorm îmi pare de rău. Pentru că în fața unui om care spune adevărul sau un om care spune adevărul,
În fața lui nu stă semnul egal cu a fi rău, ci înseamnă a fi vertical și aș asuma o realitate. Decât să spun o minciună unui prieten, mai bine spun trei adevăruri crunte. Iuliana, te văd cu lacrimi în ochi, te văd emoționată peste măsură, te văd tensionată, nici nu știu cum te văd. Spune-mi tu ce e în sufletul tău, de ce plângi? Sunt Ilinca. Îmi pare rău că a plecat Marisa și m-a emoționat foarte tare. Te-a emoționat Marisa? M-a emoționat și ceea ce a spus, pentru că a spus niște adevăruri. Dar te-a emoționat probabil și mesajul ei către toți susținătorii de a te vota pe tine de acum înainte. Și mulțumesc din suflet pentru asta. Situația voturilor se poate schimba din minut în minut, așa că nu mai pierdeți timpul, susțineți-vă preferata chiar acum, trimițând SMS cu numărul, la numărul de telefon 1230 cu textul numelui concurentei voastre preferate. Fetelor, acolo este coroana care vă așteaptă. Coroana care va sta în această seară pe fruntea uneia dintre voi, câștigătoarea supremă, care va avea titlul absolut în cadrul competiției Bravo I Steal All Stars. Care va fi aceea? Rămâne de văzut, pentru că da, cei de acasă au toată puterea de a hotărâ acest lucru. În câteva momente, aș vrea să luăm o scurtă pauză de publicitate, însă aș vrea, de asemenea, să nu uitați că tot ce se întâmplă este cât se poate de real. Trăim cu sufletul și cu inima fiecare clip în cadrul acestei competiții. Fetele, e clar că trăiesc emoții ieșite din comun și este normal să fie așa. Silvia spunea că e războiul vieții ei. Pentru Iuliana sunt convinsă că în egală măsură putem vorbi despre același lucru. Un război al orgoliilor. Nu. Sau? Al meritelor, Ilinca. Al meritelor? Da. Și al sufletului și al pasiunii cu care am făcut lucruri în viață. Și al intențiilor cu care facem lucruri în viață. Și mai presus, cred că de orice premiu din valoare material mă refer, contează... Exact cum a spus, au spus și ele, caracterul nostru. Exact. Și știm cu fiecare cât ne dorim sau cât am muncit pentru a ajunge să obținem ceva. Așa cum spuneam, o să luăm o scurtă pauză de publicitate. Înainte de asta însă, aș vrea să le transmiteți un ultim mesaj celor de acasă, pentru că după ce vom reveni din publicitate, vom spune stop vot. Așa că acum sunt ultimele minute în care cei de acasă vă pot susține, vă pot vota. Iuliana, te rog. Dragii mei, voi m-ați făcut câștigătoarea sezonului 3, am încredere că mă veți face și câștigătoarea sezonului 4. Votați chiar acum Iuliana la 1230. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru tot. Silvia? Am spus tot ce am avut de spus, acum aștept. Îmi doresc enorm să fiți semnul exclamării de la Am învins. Aștept România mea dragă să mă voteze la 1230 cu Silvia. Mulțumesc, fetelor, vă mulțumesc și vouă pentru că sunteți într-un număr atât de mare alături de noi. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Votați necontenit concurenta voastră preferată. Alegeți între Iuliana și Silvia. Vom reveni în direct, vom spune stop vot și de asemenea vom afla cine este câștigătoarea Bravo I Steal All Stars. Revenim! Duelul final este aici. Una dintre cele două concurente, Silvia sau Iuliana, va fi câștigătoarea acestui sezon. Eu sper că i-ați convins pe cei de acasă, pentru că în curând vom da stop vot fetelor. Sper că ați ajuns la inimile lor și sper că v-au votat. Însă, în minutele care urmează, îmi îndrept din nou atenția către cei patru jurați. Acum este momentul în care puteți lăsa obiectivitatea la o parte, puteți fi subiectivi în sfârșit pentru prima dată în cadrul acestei competiții și puteți spune clar și răspicat cine vă doriți să câștige, cine este preferata voastră. Iuliana, pe parcursul acestei competiții m-am bucurat foarte mult să te redescopăr. Ești câștigătoarea sezonului 3, ai dovedit foarte multe publicului nouă, te felicit din tot sufletul, dar consider că marea câștigătoare Bravo I Steal merită să fie Silvia. Cu toată inima, Silvia, suntem onorați că te-am cunoscut. Felicitări pentru întregul parcurs, pentru sezonul 1 și pentru sezonul All Stars. Nu mai pot să mai vorbesc. Felicitări, Silvia. Moris? Felicitări, Iuliana. Felicitări, Silvia. Dar uite că a venit momentul să răspund și eu la această întrebare. Și mi-aș dori, Ilinca, să câștige concurenta paradoxală, extrovertită, dar și introvertită, teatrală, dar și dureros de sinceră, născută pentru a face modă, respectiv Silvia. Mulțumesc, Moris!
Nu mergem mai departe până nu vedem din nou situația procentajelor pe culori. Fetelor, am să vă rog să vă dați un pas, doi în lateral, pentru a reuși să vedem pe LED-ul din spate cum arată acum voturile telespectatorilor. Au mai rămas două culori în competiție, albastru și galben. 33,1%, 66,9% pentru culoarea galben. Eu sunt Ilinca. Două treimi. Eu sunt Căicarochia. Așa eu crezi, Silvia? Da, așa cred. Eu cred în Dumnezeu și în oamenii mei de acasă. Ai meu, galbenul e al meu, l-am ales. Dar dacă te uiți la Iuliana, ce culoare ți se pare că poartă? Nu se potrivește, nu se potrivește. Auriu e galben, galbenul e galben, auriu e auriu. Deci nu merge. Doamne, care ești în ceruri tu, îți mulțumesc pentru toate. Arată-mi-te în seara asta. Încă o dată, că mi-te-ai arătat în fiecare zi a vieții mele. Arată-mi-te încă o dată. Diferența este uriașă, sunt tare curioasă care va fi finalul, însă aș vrea să ascult și ce are de spus Iuliana. Ilinca, știi că mie nu-mi place să mă laud singură. Nu o să mă umflu în pene. Eu știu cât valorez, eu știu cât am muncit. Experiența asta a fost cea mai frumoasă din viața mea. Efectiv, mi-a schimbat viața. Eu am încredere în cei de acasă și știu că România a făcut alegerea corectă. Adică a votat cu mine. Atât am avut spus. Continuăm cu părerea juraților. Ilinca, eu nu voi renunța la obiectivitate nici măcar în ultima secundă a acestei competiții. Să câștige cea mai votată. Siguranța asta se va întâmpla, Iulia. Mă așteptam la un răspuns ferm din partea ta. Este un răspuns extrem de ferm, Ilinca. Regulă? Aceasta este regula de bază a acestei competiții. Dar în această mare finală am fost rugați de către Ilinca să facem excepție, să fim tranșanți. Ceea ce? Fiecare face cum consideră. Eu personal vă doresc tuturor succes. Cea care nu va avea coroana în această seară nu va fi o învinsă în niciun caz. Vă doresc tuturor celor care ați participat la această emisiune fenomen mult noroc și fie să vă îndepliniți visurile. Mulțumesc, Iulia. Cătălin? Am în față două câștigătoare și la propriu și la figurat, două femei frumoase, două femei stilate, dar aș vrea să vă reamintesc și vouă și telespectatorilor că totuși bravo ai Stilor Stars. A fost un concurs despre stil, despre cum reușiți să îmbinați niște stiluri, cum le puneți la punct, cum sunteți niște femei stilate cu atitudine, cu teatralism, cu tot ceea ce aveți mai pur și poate uneori mai nebun în voi. O apreciez foarte tare pe Iuliana, este o femeie frumoasă, desăvârșită din punctul meu de vedere, care sunt sigur că va avea un viitor extrem de frumos. Dar pentru că sunt un tip tranșant și pentru că mi-asum ce spun asta și nu sunt laș și nu voi fi niciodată laș, cred că cea care trebuie să câștige și cea care trebuie să fie desemnată cea mai stilată femeie din România este Silvia. Mulțumesc, Cătălin! Mai sunt foarte puține clipe până în momentul în care vom spune stop vot. Aș vrea din nou să-mi îndrept atenția către susținătorii celor două. Doamna Maria! Microfon pentru dumneavoastră, vă rog. Ce simțiți în momentele acestea? Eu cred că Iuliana va câștiga. Nu știu, așa simt eu că Iuliana este culoarea portocalie sau galbenă. Galbenă. Acolo. Galbenă, da. Eu așa cred. Oamenii de acasă, este foarte iubită de oamenii de acasă. Eu știu că am comunicat foarte mult cu ei și știu că sunt foarte mulți. Dar să câștige cine vrea Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni și sunt sigură că va câștiga cine vrea Dumnezeu. Eu așa cred. Pentru mine, Iulie este cea mai bună. Vă mulțumesc tare mult. Și eu mulțumesc. Microfonul ajunge și la mama Silviei, vă rog. Eu doresc din suflet să mulțumesc tuturor celor care ați făcut dintr-un copil să-și împlinească un vis. Și mențin în continuare că acel vis va fi scris astă seară aici. Mulțumesc celor care au avut inițiativa creării acestui concurs și în continuare vor mai fi multe talente descoperite și sunt convinsă că mult bine va face multor
femei din această țară. Dar credeți că va câștiga Silvia? Sunt convinsă, nu numai asta cred. Asta voiam să aud. Sunt ferm convinsă și am fost de când a început concursul. Boghi, te-am văzut că ridici mâna. Vrei cu ardoare să ne spui ceva? Da. O să-i dau cuvântul și doamnei Mari. Pentru mine amândouă sunt câștigătoare. Deși cu Silvia am avut și certuri, ne-am ciondănit, ne-am porcăit, ne-am făcut în toate felurile. Pentru mine, din punctul meu de vedere, Silvia trebuie să fie câștigătoare în acest sezon. Mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Mari. Mulțumesc. Eu le iubesc pe amândouă. Amândouă au fost două fete bune, două fete educate. Într-adevăr, sunt două caractere foarte diferite. Silvia era exact ca o furtună, ca o vijelie. Dar și cine vrea să câștige? Silvia vrem să câștige. Asta e răspunsul. Asta vreau de la toată lumea să fie hotărâtă în această seară. Acum aș vrea să mă uit la voi toți, și la cei de aici din studio, și la cei de acasă. Aș vrea să numărăm împreună. Până la... evident să numărăm împreună ultimele 10 secunde în care mai puteți vota. 10 secunde până spun stop vot. Așadar, stați așa că nu merge. Vă dau eu momentul în care numărăm. Fiți atenți. 3, 2, 1 și 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop vot. Ce seară magică, ce emoții, ce tensiune, ce suspans. Sincer, n-am mai trăit așa ceva de foarte multă vreme. Însă mă bucur că putem să trăim aceste clipe și aceste emoții împreună cu voi. V-a susținut concurenta preferată, ați avut timp să votați. Și cu siguranță România a ales deja câștigătoarea Bravo I Steal All Stars. Zarurile au fost aruncate, cu siguranță. Urmează să aflăm cine este câștigătoarea Bravo I Steal All Stars. Cine este concurenta care se va bucura de cecul de 100.000 de lei și evident de superba coroană care va sta pe fruntea câștigătoarei. Emoțiile sunt mari, însă da, în acest moment cumva... Situația este clară. Ați vrea să vă arăt procentele? Da. Ați vrea să vă spun care este direct câștigătoarea? Cum vrei tu? Eu, sincer, nu aș vrea să vă mai țin pe jar. Nu aș vrea să vă mai țin în tensiune. Pentru că cei de acasă au hotărât. Cu inima, cu sufletul, cu mintea. Au fost alături de ele și le-au susținut. Fetelor, vă felicit pentru parcursul pe care l-ați avut. De ce te-ai îndepărtat de mine, Silvia? Vino aici. Unde te duci? Ca să vedem rezultatul. Hai, vino aici împreună. Cu mine vedem rezultatul. Stai pe steluță. Te cred. Locul tău este pe steluță, la fel cum și locul Iuliane este pe steluță lângă mine. Pe ele nu le-am dat de mână, dar pe tine să te iau, Ilinca. O să vă iau și eu pe voi. Împreună cu mine, întreaga țară stă cu sufletul la gură. Voi știți ce ați votat, însă noi nu știm cine este câștigătoarea încă. Dar vom afla evident în cele ce urmează. Iar asta se va întâmpla în... Zece! Nouă! Opt! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Câștigătoarea Bravo I Steal All Stars este...
Fetița Florile! Bravo, Silvia! Bravo! Felicitări! Silvia! Ai meritat nicio doamnă! Silvia! Silvia, Iuliana, am să vă rog să veniți lângă mine, vă rog să le faceți, bravo, să le faceți drum către mine. Silvia, Iuliana, vă rog, veniți lângă mine. Și jurații de asemenea. Silvia este așadar câștigătoarea sezonului. Felicitări, draga mea. Vreau să mă înclin pur și simplu, vreau să genunchiez în fața celor de acasă. Le mulțumesc din suflet, este un gest poate umilitor pentru unii, pentru mine, nu, pentru că dacă nu ar fi fost ei, nu aș fi fost aici. Mulțumesc Moris, Raluca și Cătălin, vă mulțumesc Ilinca, mulțumesc echipei Canal T, mulțumesc colegilor mele, mulțumesc celor care au avut curajul să spună adevărul și vă mulțumesc! Felicitări încă o dată, Silvia, Iuliana, felicitări pentru tot parcursul. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de noi. Aș vrea să le mulțumesc. Numai puțin. Din partea noastră, a juriului, a întregii echipe, a tuturor celor care se află aici, noi dorim să spunem la mulți ani, pentru că acum este ziua ta. La mulți ani, Canal T! La mulți ani, familiei noastre! Mulțumesc din suflet, aș vrea să mulțumesc și sponsorilor emisiunii noastre. Opa, s-a spart ceva. Tria Alfa pentru superba coroană pe care o poartă câștigătoarea noastră în această seară, în această seară magică. De asemenea, cum? Evolet vrea să sufle lumânarea, dar nu e lumânare, Evolet. Nu merge. Cofetăria Laș pentru minunatul tort, delicios, cred și sper de altfel. Și de asemenea, ok, Flora pentru buchetele pe care le-a oferit concurentelor noastre și evident mie. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. A fost un parcurs extraordinar, a fost un vis frumos ce a devenit realitate pentru fiecare. Și cu siguranță nu am demonstrat încă tot ce putem să facem. Sper din suflet să ne revedem cât de curând și să vă demonstrăm că putem fi și mai buni. Vă pupăm și vă mulțumim! Seară bună! La mulți ani!